La 29 aprilie, președintele Iohannis declara că în timp ce guvernanții se luptă cu pandemia, PSD se înțelege cu Ungaria să-i dea Ardealul, bătând palma cu UDMR să treacă tacit prin Parlament legea privind autonomia Ținutului Secuiesc. La 30 iulie, chiar în ziua în care se reunea CEX al PSD, președintele Iohannis declara că PSD este vinovat de creșterea infectărilor și morții de COVID. Este o coincidență că în momente cheie președintele lansează atacuri împotriva PSD și care este scopul acestor atacuri? Da, este foarte interesant, deoarece ați reamintit două momente care par trase la Indigo, cu foarte, foarte multe note comune. Singura, trebuie precizat că domnul Klaus Iohannis nu a acuzat PSD de o simplă vinovăție, că ea poate fi morală, politică. Nu, domnul Klaus Iohannis a acuzat cu subiect și predicat PSD-ul că a ticluit, deci a pus la cale un plan de tărăgânare din adins a legii carantinării și izolării în Parlament pentru ca să aibă, din cauza acestei tărăgânări, să fie mulți morți și creșterea numărului de infectări și că PSD-ul a făcut acest lucru nu din inconștiență, nu din greșeală, ci pentru că guvernul Orban a avut succese uriașe în stăpânirea pandemiei și pentru a contracara aceste succese uriașe și a face ca guvernul să aibă acum succese, PSD a pus la care. Este foarte important, s-a discutat mult despre această intervenție, dar nu s-a pus acest punct pe i. Repet, pe de o parte, o laudă deșențată a ce a făcut guvernul în timpul pandemiei, deci nicio observație, și asta a și făcut incredibil tot discursul, că acum până și fanii guvernului, fanii PNL, știu că au fost unele greșeli, bâlbuieli, multe. Unii spun că multe, fanii spun că puține, dar nimeni de pe teritoriul României nu spune că guvernul nu a avut și greșeli. Domnul Klaus Iohannis a spus că guvernul a fost perfect și că atât de perfect, să-mi fie iertat barbarismul, încât PSD, invidios și speriat de succesele guvernului, a pus la cale o crimă, până la urmă, pentru tergiversarea acelei legi. De-aia este foarte important. Care sunt notele comune, care face ca cele două momente să fie aproape identice? Prima notă comună, mai puțin observată, e faptul că amândouă intervențiile au avut loc după o conferință de presă. Cel din 29 a avut loc după conferința de presă din 28 aprilie, cea de ieri a avut loc după conferința de presă, deci cea de ieri de 30, după conferința de presă din 29 iulie. Aceasta este, dacă luăm în discuție această notă comună, trebuie să ne întoarcem în chip necesar la cele două conferințe de presă. Amândouă au fost dezastre pentru comunicarea lui Klaus Iohannis. Prima, dacă vă mai amintiți, a fost făcută pulbere de o intervenție în care Klaus Iohannis era contrazis cu cifre că în România, din cauza că în România nu se stă atât de bine, deci tema atunci în aprilie, domnul Klaus Iohannis a ieșit pentru a lăuda guvernul. Conferința de presă de pe 29 o putem considera un dezastru pentru că acolo doi jurnaliști cu intenție au abordat chestiunea dosarului August, 10 august. Cele două întrebări l-au pus într-o mare încurcătură pe Klaus Iohannis. Georgiana Hosu este numită de el împotriva unei decizii, unui verdict al CSM și de el la propunerea lui Cătălin Predoiu. De fapt, de el, Cătălin Predoiu a desemnat-o pe Georgiana Hosu pentru că la ordinul președintelui. A
cere, a contesta o decizie de dicot luat de Georgian August, înseamnă ca domnul Claus Iohannis să-și dea cu grebla în nas. Adică e foarte greu după ce a numit-o în ciuda contestării tot de către tefeliști. Și atunci putem considera că cele două întrebări, care au fost de fapt texte acuzatoare, nu au fost întrebări, l-au pus într-un fel în al, au făcut din această conferință de presă un dezastru, pentru că electoratul radical al lui Claus Iohannis, cel din Piața Victoriei, și-a dat seama că, de fapt, Claus Iohannis încearcă să mușamalizeze această decizie, pentru că, un alt motiv, numai că a numit el pe Georgian Ovosu, de jandar va avea nevoie și el, și vor avea nevoie și el și Ludovic Orban, în eventualitatea unor proteste. Unul din motivele ieșirii de pe 30 a fost o încercare de a bate atenția de la dosarul 10 august, care se rostogolea în presa prezidențială, în presa electoratului tefelist al lui Claus Iohannis. A doua notă, care în comună a celor două, este statementul, deci despre felul în care, pun în ghilimele, PSD-ul a vândut Ardealul lui Ciolacu, lui Victor Orban, de fapt Marcel Ciolacu, și despre felul în care PSD a pus la cale cu cinism un scenariu diabolic pentru ca numărul de morți să cadă, să crească și guvernul Orban să pare că n-a administrat bine pandemia. În cazul celor două intervenții avem de a face cu intervenții oficiale de la Cotroceni, intervenții statement, care intră ca documente oficiale. Deci nu ca nici s-a scris pe Facebook, nici că și-a dat cu părerea într-un interviu. Oficiale. A treia notă comună este teatralitatea intervenției. Și în cazul, mai țineți minte că în cazul vinderea Ardealului a venit spunând eu nu pot, PSD a zis o chestie în ungurește, deci pregătită, și tot așa a arătat cu mâinile, cu degetul. Ieri la fel, ieri a fost o piesă de teatru cu tăceri cehoviene, cum spun eu, din când în când lăsa hârtia jos. Deci amândouă intervențiile au fost atent repetate în culise și în oglindă și au avut un rol teatral. Deci n-au fost intervenții spontane, ivite dintr-o, au fost chiar pregătite, cred că 2-3 zile, prin repetițiile dinainte. A treia caracteristică, notă comună, care de fapt este cea mai importantă, e faptul că amândouă mesajele către națiune sunt incredibile în acuzații. Incredibile, dar incredibile nu în sensul incredibile după o minimă judecată, incredibile la prima vedere. Și incredibile, primitive, butucănoase, lipsite de orice subtilitate. Deci sunt acuzații care jignesc chiar electoratul lui Claus Iohannis. Dacă am considerat că ele sunt intervenții electorale, cum s-a spus, menite ca Claus Iohannis să crească în sondaje, și în aceste condiții putem presupune că s-au urmărit altceva. Eu cred că, și avem acum ultima notă comună a celor două intervenții, cele două intervenții sunt violent, aparent violent anti-PSD. Adică acuzațiile sunt șocante, dar nu au niciun efect asupra poziției PSD în sondaj. Adică nici electoratul anti-PSD, nici cel PSD nu au crezut că așa are loc vânzarea, transferul de proprietate între cele două, între două țări, și în cazul de față nimeni n-a crezut că idiot că a tărăgănat, dar nu că a făcut asta din adins. Și atunci putem presupune, și eu presupun, că de fapt a fost un sprijin dat lui Marcel Ciolacu. A fost făcută, cel puțin ultima, în timpul unei
unii ședinții a Comitetului Executiv Național, în care domnul Ciolacu a întâmpinat rezistență în numirea lui Vasile Dâncu ca președinte al Consiliului Național, până nu a fost numit, și în stabilirea datei congresului pe 22, care congres probabil se va desfășura online și pe bază de vot pe moțiune. Cele două intervenții lasă impresia unui Klaus Iohannis care vrea să arate că între el și Marcel Ciolacu nu-i niciun blat. Una din temele atacurilor la care e supus Marcel Ciolacu și echipa sa, la care e supus Marcel Ciolacu în PSD, inclusiv de la bază, e faptul că are un blat cu Klaus Iohannis. Cum vrei să înlături ideea de blat? Să ieși și să faci acuzații din acestea, delirante. Ele n-au niciun efect, repet, adică nici penal, nici politic, dar îi dă posibilitatea lui Marcel Ciolacu să spună, știți, uite, să spună adversarilor din PSD, vedeți, Klaus, eu n-am niciun blat cu Klaus Iohannis, pentru că altfel nu ar fi spus aceste lucruri. Echipa lui Ciolacu, e echipă considerată mai pro-europeană, mai pro-justiție, dacă e vot pe moțiune și sigur va fi, această echipă câștigă tot. Toate celelalte grupări, mai mult sau mai puțin suveraniste, anti-europene, conservatoare, nu mai au loc în conducere. Deci, dacă aș fi în locul sistemului pe care îl conduce Klaus Iohannis, m-aș da peste cap, acum aș considera ca interes prioritar, mai mult decât câștigarea alegerilor de către PNL, ca la conducerea acestui partid, la o conducere absolută, pentru că, repet, prin votul pe moțiune, echipa lui Ciolacu ia totul, toate funcțiile, și m-aș concentra și aș face orice pentru ca această echipă să țină congresul, să-l țină online, să-l țină votul pe moțiune și, desigur, să câștige. Asta cred că este explicația aceste apariții șocante, stupefiante a lui Klaus Iohannis de ieri, asemănătoare celei din aprilie.